Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Astăzi, în cadrul unei conferințe, a fost prezentat un proiect pe patru roți, antreprenor 4x4 cu tracțiune integrală. Proiectul urmărește să dezvolte capacitatea oamenilor din mediul rural de a se integra pe piața muncii, în special prin demararea propriilor afaceri. Antreprenor 4x4 se adresează persoanelor inactive, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și celor care lucrează în agricultura de subzistență. Obiectivul proiectului este dezvoltarea unui sistem dinamic de stimulare a antreprenoriatului în rândul populației rurale. Am încercat să acoperim patru regiuni de dezvoltare, nord-vest, centru, București, Ilfov și sud-est. Asta înseamnă cam jumătate de țară. Spre surprinderea noastră n-am reușit să acoperim toate județele, pentru că ne-am dus în unele județe unde am avut cerere foarte mare și probabil că dacă ne-am fi ambiționat să acoperim toate județele, ar dura proiectul vreo 3-4 ani și nu avem vreme. Proiectul este așezat pe patru roți, fiecare roată contribuind la evoluția profesională a grupului țintă, iar în final la ocuparea efectivă pe piața muncii a 78 de persoane și la posibilitatea creării de noi locuri de muncă. De ce se numește proiectul Antreprenor 4x4 cu tracțiune integrală? El este imaginat pe patru roți. În prima etapă, pe prima roată, am informat și am consiliat participanții programului nostru. Ce am făcut de fapt? De fapt am aplicat niște baterii de teste ca să vedem dacă oamenii au inclinații spre antreprenoriat sau nu. Cum tot românul s-a născut antreprenor și predispoziția spre a începe și a-ți asuma riscurile într-o afacere trebuie să existe acolo. Pe asta o ai sau nu ai? Celelalte trei roți se referă la formarea profesională antreprenorială, consilierea și asistența tehnică pentru inițierea și dezvoltarea planului de afaceri, iar a patra roată la punerea pe picioare a afacerii. Tot în cadrul conferinței de astăzi au fost prezenți și reprezentanți de la Crucea Roșie Vrancea, care au pus la punct o afacere socială, o brutărie, în cartierul Burcioaia din Adjud. Am format oameni din comunitate, am format mai mult decât cei pe care am angajat ca să avem și un loc să se întoarcem, un loc de, în cazul în care cineva nu mai poate să rămână în echipă, să avem. Am format brutar și un agent vânzări. Vreau să vă spun că femeile pe care le-am angajat nu lucraseră niciodată nicăieri. Adică era primul lor job acesta și vreau să vă spun că nu sunt foarte tinere. Bine, nu sunt nici, sunt adulte, 30-40 de ani, deci nu sunt la 20, să zici că nu, până acum nu au avut experiență și acum o capătă. Deja avem imagini de acolo. Un alt indicator social major, tot la nivelul de beneficiari, a fost acela de a avea un loc în care elevii de la liceul Balș, care fac practică de specialitate și învață industria alimentară, un loc unde se poate face practică de calitate. Antreprenor 4x4 cu tracțiune integrală este un proiect cu o durată de implementare de 18 luni, până în septembrie 2015 și cu un buget total de peste 4.753.000 de lei, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 investește în oameni. Fiscul Vrâncean aduce la cunoștință contribuabililor persoane fizice că s-a lansat un nou serviciu, spațiu privat virtual. Cu ajutorul noului serviciu vă puteți informa asupra obligațiilor fiscale pe care le aveți neplătite sau puteți verifica dacă angajatorul dumneavoastră v-a declarat contribuțiile de asigurări sociale. Acordarea serviciilor la distanță este unul dintre obiectivele specifice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în strategia de îmbunătățire a relației dintre contribuabili și autoritățile fiscale, iar autentificarea și autorizarea contribuabililor este parte a acestui obiectiv. Persoanele fizice pot opta pentru comunicarea actelor administrative fiscale prin intermediul serviciului spațiu privat virtual. Spațiul privat virtual este un serviciu care este disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală la capitolul înregistrare utilizator cu ajutorul unei username și a unei parole de acces. În condițiile în care contribuabilii persoane fizice optează pentru comunicarea actelor administrative fiscale prin intermediul serviciului privat virtual, nu se mai utilizează și altă modalitate de comunicare a actelor administrative fiscale. Toate documentele puse la dispoziția persoanei fizice prin intermediul spațiului virtual sunt înscrisuri în formă electronică, cărora li s-a încorporat, atașat sau li s-a asociat, logic, o semnătură electronică extinsă. În cazul cererilor de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cererile de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cererile de eliberare a unei adeverințe de venit, solicitării unei opinii pentru aplicarea legislației
legislației fiscale și altele asemenea, persoana fizică selectează tipul de cerere și completează toate informațiile obligatorii solicitate de aplicația informatică. Începând cu data de 1 iulie 2015, prin intermediul acestui serviciu pot fi disponibile și următoarele acte administrativ-fiscale, decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii, certificatul de atestare fiscală, adeverința de venit, cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală și cerere pentru eliberarea unei adeverințe de venit. Orice modificare a declarațiilor fiscale depuse se realizează prin depunerea unei declarații rectificative. Rentierii sunt așteptați la Centrul Județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură până pe 31 august pentru vizarea carnetelor. În județul nostru sunt aproximativ 1800 de rentieri, iar vizarea carnetelor este o condiție esențială pentru a primi ajutorul financiar. Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prim mandatar în baza unei procuri autentice sau a unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Beneficiarul trebuie să prezinte carnetul de rentier, actul de identitate, contractul de arendă ori contractul de vânzare a terenului, decizia de la Comisia de Expertiză Medicală actualizată pentru gradele de invaliditate 1 și 2, în original și în copie, precum și opțional datele despre contul din bancă. La nivelul județului Vrancea avem înregistrați circa 1800 de rentieri, de cetățeni care au un carnet de rentier la momentul actual. Perioada de viză a carnetului pentru anul 2014, repet, pentru anul 2014, anul agricol, este 1 martie, 31 august. Începând cu 1 martie, rentierii se pot prezenta în cadrul agenției la Centrul Județean, în același birou în care au fost 3 ani la rând, se pot prezenta să-și facă viza pentru anul 2014. Ziceam de un număr de circa 1800 de rentieri, sunt rentieri care au dobândit acest drept până la 30 decembrie 2009. Începând cu 2010, nu s-au mai depus cereri pentru dobândirea acestui drept de rentier. Deci, în perioada din 2010 până acum, nu s-au mai depus cereri. Asta e spre știință a fermierilor și a cetățenilor care, la momentul ăsta, ar îndeplini condiție de rentier, numai că nu se mai fac noi înscrieri. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat sau pentru care s-a încheiat acord cu investitorul și echivalentul a 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. Pentru suprafețele mai mici de un hectar, suma plătită va fi proporțională cu suprafața înstrăinată sau arendată, respectiv, pentru care s-a încheiat acord cu investitorul. În perioada 28-29 mai, pe scena Casei de Cultură din Focșani se va desfășura stagiunea teatrală a elevilor. Evenimentul a ajuns la cea de-a 33-a ediție și în acest an, alături de liceele vrâncene, pe scena Casei de Cultură vor urca elevi din Buzău și Râmnicul Sărat. Manifestarea organizată de Casa de Cultură a Sindicatelor se dorește a fi un festival de teatru susținut de elevi pentru colegii lor și își propune să contribuie la cunoașterea valorilor culturale române și universale, la formarea unui public apt să înțeleagă și să aprecieze chiar de la vârsta adolescenței efortul colegilor lor pe scenă în scopul de a deveni viitor spectator de teatru, precum și la descoperirea talentelor autentice și orientarea lor către o carieră artistică. Această manifestare emblematică pentru județul nostru și pentru mișcarea culturală a elevilor, a liceenilor în special, va avea loc în perioada 28-29 mai. Avem plăcerea, ca să zic așa, de a anunța că vor participa la gala concurs a stagiunii teatrale a elevilor un număr de 10 formații teatrale reprezentând unități școlare din județele Vrancea și Buzău. Iată, e vorba de o deschidere a acestei manifestări către alte județe. Putem vorbi deja de un concurs interjudețean și vă spuneam că ne face o mare plăcere să spunem că participă o formație de teatru reprezentând un liceu din Râmnicul Sărat. Este vorba de Colegiul Național Alexandru Vlahuță și de asemenea de Liceul de Arte Margareta Sterian din Buzău.
În afara concursului, Liceul din Buzău va prezenta alte două numere de interpretare artistică în domeniul teatrului. Juriul îi are în componență pe regizorul Mihai Lungeanu și pe directorul Teatrului Notara din București, Marinela Țepuș, aceiași care au fost și la ediția anterioară. Cei doi, alături de un reprezentant al comunității locale, vor juriza evoluția scenică a concurenților. Este o ediție importantă, vă spuneam și subliniez încă o dată prin faptul că area de participare este lărgită în acest an, incluzând unități școlare din alte județe, și facem toate demersurile ca într-un viitor poate nu prea depărtat să putem organiza sau să se poată transforma această manifestare într-un festival național de teatru al elevilor. Ar fi o realizare foarte importantă pentru județ și, bineînțeles, pentru mișcarea teatrală din licee. Organizatorului se alătură în parteneriat Consiliul Local și Primăria Focșani, care vor susține financiar evenimentul, precum și Inspectoratul Școlar Județean Vrancea. Valoarea totală a premiilor este de 7.000 de lei. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani au mai multe șanse de a obține un loc de muncă în țări din Comunitatea Economică Europeană. Proiectul Primul tău loc de muncă EURES asigură suport șomerilor pentru găsirea unui loc de muncă. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este coaplicant alături de serviciile publice de ocupare din Danemarca, Finlanda, Slovenia, Irlanda, Portugalia și insulele Azore în cadrul proiectului Primul tău loc de muncă EURES, proiect aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 1 iunie 2015 31 mai 2017, în care Serviciul Public de Ocupare din Suedia este aplicantul principal. Programul Primul tău loc de muncă EURES se adresează tinerilor solicitanți de locuri de muncă și angajatorilor care caută să-și ocupe posturile vacante. Astfel, locurile de muncă vacante din toate statele comunității europene, precum și din Norvegia și Islanda, pe care pot aplica cetățenii români și europeni, sunt afișate pe portalul EURES al locurilor de muncă vacante la nivel european. Obiectivul general al proiectului este de a sprijini mobilitatea tinerilor în vârstă de 18-35 de ani în țările Uniunii Europene, de a asigura suport pentru găsirea unui loc de muncă prin consiliere, mediere și serviciile de recrutare, folosind capacitatea rețelei serviciilor publice și a rețelei EURES, având ca rezultat concret plasarea a minimum 1200 de tineri la nivel european prin acordarea unui număr corespunzător de subvenții de mobilitate. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi caldă, cerul va fi parțial acoperit, iar vântul va sufla în general moderat. Temperaturile minime se vor încadra în jurul valorilor de 12 și 14 grade, iar cele maxime între 25 și 27 de grade. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți o seară cât mai frumoasă. La revedere!